Dole, de ce aruncați gunoaiele aceia? Cine v-a zis, șefule, să aruncați gunoaiele aceia? Șefii. Șefii? Uite, pe pe locul meu, e pe șar, nu? Contează al cui? Nu, ce-au vorbit ei, nu sunt eu. Dar ce ai, ploapă de gunoi? Nu știu ce vor să facă. Care șef? Vă sunteți și noi trimiși. Bă, sunt de acord că sunteți trimiși, dar... Noi o să te rugăm de ceva, la mediul nu e ok. Noi avem copii. Nu cum ai gunoi, ai? Nu o să rămână. Sunteți de la primărie, nu? De la primărie sunteți trimis, nu? Păi nu le mai aruncați, că eu oricum o să fac sesizare la protecția mediului. Păi și ne uităm, nu ne omorâm așa. Oricum o să fac eu în așa fel încât primăria să le ia pe toate. Natura nu-i coș de gunoi pentru primari. Eu e stricai lui toamna ceva, acum eu nu de bine, n-am o bine eu. De o lună de zile tot urmăresc să văd pe unele aruncați, dar nu v-am prins. Aici e o groapă și a vorbit, o bine băgat, e pământ peste ea, deci nu rămân așa. Până o să fie, o să fac eu o sesizare, până o astupă ei. Sunt centre de colectare a deșeurilor, nu trebuie să le arunce ei pe câmp. O să răspundă primăria pentru asta.